Odată cu încheierea sesiunii de primăvară a Parlamentului, instituția a tras linie și a făcut bilanțul. Astfel, deputații au adoptat 164 de acte normative, iar pe agendă mai sunt încă peste 300 de proiecte de lege și de hotărâre. Unele se prăfuiesc în birouri de aproape un deceniu. Potrivit datelor statistice oferite de legislativ, din februarie până în iulie, deputații s-au întrunit în 18 ședințe și au adoptat 133 de legi și 31 de hotărâri de Parlament. În total, au fost înregistrate 350 de inițiative legislative. Cele mai multe, 90 la număr, aparțin guvernului. Dintre fracțiunile parlamentare, cei mai activi au fost deputații platformei DA cu 57 de proiecte înregistrate. Aleșii PAS au 47 de inițiative, iar socialiștii cu 3 mai puțin. Urmează grupul parlamentar Pro-Moldova, care a elaborat 21 de proiecte. Ceva mai puțin activi au fost deputații democrați, care au înregistrat 19 proiecte. 17 au cei din fracțiunea Partidului Șor și tot atâtea au fost înregistrate de președinte. Deputații independenți sunt autori ai 4 proiecte. Totodată, 27 de inițiative legislative au fost propuse de biroul permanent al Parlamentului sau de către grupuri de deputați din toate fracțiunile parlamentare. Statistica mai arată că în această sesiune parlamentară, mulți dintre deputați au chiulit de la ședințe. Cele mai multe absențe, 60 la număr, le au cei din fracțiunea PAS, iar cei din fracțiunea Partidului Șor au acumulat 58. Cu o absență mai puțin au socialiștii, urmați de aleșii din platforma DA. Democrații au 50 de absențe, iar parlamentarii grupului Pro-Moldova 22. Legislativul se întrunește în două sesiuni ordinare pe an. Sesiunea de primăvară începe în februarie și nu poate depăși sfârșitul lunii iulie. Sesiunea de toamnă începe în septembrie și nu poate depăși sfârșitul lunii decembrie. Totodată, Parlamentul se poate întruni în sesiune extraordinară.